Astăzi voi încerca un nou mit creepy în Minecraft, mai exact mitul omului cu cap de drujbă. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, băi și fete, vom testa un nou mit, însă de data aceasta este vorba pe bune despre un personaj super, super creepy. Mai exact, vom încerca mitul și totodată vom încerca să-l invocăm pe omul cu cap de drujbă. În cazul în care nu știți cine este, mai are încă o denumire care este cea mai populară, mai exact Chainsaw Man. Fraților, din câte am înțeles, gen este un personaj din anime-uri și în ultimele zile toată lumea a luat-o razna cu el. Adică m-am uitat la youtuberii din America și toată lumea dă Chainsaw Man jos, Chainsaw Man sus. Efectiv, este foarte, foarte mare nebunie. Dacă ar fi să vi-l prezint fizic pe băiatul acesta, chiar dacă probabil îl aveți și în thumbnail, este vorba despre un om care are capul de drujbă, gen în loc de drujbă are un cap. Ei bine, și că băiatul ăsta a apărut și în Minecraft, însă are o poveste ceva mai diferită care are un pic legătură și cu anime-ul, însă gen este ceva la mijloc. Ei bine, băieți și fete, eu mă aflu pe o hartă de adventure foarte, foarte interesantă în limba română, unde și că urmează să-l invocăm pe omul cu cap de drujbă. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, deci vreau, fraților, ca toată lumea, deci dacă tu te uiți acum, apasă butonul de like, dacă mai vrei să mă joc genul ăsta de hărți cu mituri super, super interesante. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Domnul Villager, spuneți-le care-i treaba, băi, cu omul ăsta, omul drujbă-i se mai zice, hai să vedem. Marius, știu de ce te afli aici. Vrei să știi adevărul despre omul drujbă, după cum v-am zis. Da, exact, chiar asta vreau să fac. Nu știu dacă este o veste bună sau rea pentru tine, însă vreau să zic că Chainsaw Man există. Fraților, Chainsaw înseamnă drujbă, în cazul în care nu v-ați dat seama. Băi, asta urmează să vedem. Asta urmează să vedem. Nu pot să iau cuvântul tău așa pe bune. Urmează să vedem. Singurul loc din Minecraft unde apare este satul nostru. What? De ce fix în satul vostru? Deoarece acesta este mort și trebuie chemat. Ok, fraților, asta mi se pare destul de ciudat. Cum adică, de ce singurul loc din Minecraft unde poate să apară este satul vostru? Nu prea are niciun sens, bro, în fine. Poate nu înțelegi ce zic acum, poate ți se pare totul o poveste fără sens, însă citește aici povestea omului drujbă și după întreabă și alți săteni din sat și o să-ți dai seama că totul este adevărat. Băi, da, adică chiar mi se pare ciudat că doar în satul vostru, că uitați-vă, frate, la satul ăsta, adică e un sat normal din Minecraft, nu mi se pare absolut nimica special la el. Nu înțeleg de ce fix aici poate să se spawneze omul drujbă, însă hai că te crede pe cuvânt, frățiorul, hai să vedem. Omul drujbă, hai să vedem, are o mică poveste băiatul ăsta, să o citim să vedem care-i treaba. Omul drujbă a fost văzut ultima dată acum 6 luni, mamă, băi! Băi, destul de aproape, în village-ul denumit Chainsaw Village din Minecraft. Deci ăsta este Chainsaw Village din Minecraft. Fraților, dacă vreți, scrieți la comentarii și o să vă dau seed-ul de la hartă și coordonatele acestui village. Asta este Chainsaw Village. Bruta, de ce e? N-are niciun sens, bro. Bă, uitați-vă la el, e un village normal, man, nu? Sau... nu ratez eu nimica, bro, e un village normal. O să intrăm și acolo, însă prima dată să vedem aici. Ei bine, demonul are un... a, deci e un demon. Deci e mort omul drujbă. Ok, hai să lăsăm asta să vedem care-i treaba. Ei bine, demonul are un motiv foarte bun pentru care bântuie acest village. Nimic nu este întâmplător. Hai să auzim. Însă, hai să zic puțin din istoria acestui om și de ce a ajuns să bântuie acest village. Hai să vedem. Ei bine, acesta era un băiat normal la liceu, un adolescent cu note foarte bune, căruia îi plăcea viața. Îi plăcea să meargă la petreceri, să cânte la chitară și să facă tot genul ăsta de activități. Frumos! Totul avea să se schimbe într-o bună zi, când și-a întâlnit iubirea vieții lui, mai exact pe Makima. Hopa! Deci e vorba de o fată, deci trebuie să o reține, bănesc, pe această Makima. Deci asta e gagica lui omul drujbă. Ei s-au întâlnit la liceu, deoarece Makima era nou în oraș și din momentul în care s-au văzut, s-a simțit o dragoste puternică. Ei bine, lunile au trecut și au început să se cunoască și ce să vezi, au ajuns să fie împreună. Ce drăguț, fraților! Se iubeau unul pe celălalt și parcă nimic nu putea să-i despartă. De fapt, chiar nimic nu o să-i despartă. Ok, când e o continuare, bun, deci asta e față, deci zice aici că se iubea unul pe celălalt și parcă nimic nu putea să-i despartă.
având în vedere că frățiorul, omul drujbe, e mort, i-a despărțit ceva, practic, nu? De fapt, chiar nimic nu o să-i despartă. Gen, a, o fi ca murit și a, bro? Sau care-i treaba? Ok, hai să nu mai dăm spoilere de-astea, predicturi de-astea și să citim povestea. A, stați. Tatăl fetei avea o fermă. Acolo, pe lângă activitățile normale de a da mâncare la animale și tot felul de lucruri pe care le fac fermierii, tatăl ei era un om mai ambițios. Acesta muncea în fiecare zi să-și extindă ferma, încerca să construiască în fiecare zi chestii noi și să adune materiale. Ce tare, bun, deci știi că acum ne începe un fel de poveste, ci că taicăsul lui fata asta, lui Makima, era un om care îi plăcea să își construiască la fermă acolo la el să facă chestii, ok. Într-o seară, omul drujbă era acolo, la fermă. Tatăl fetei l-a rugat să meargă până în pădure împreună cu ea și să taie niște lemne cu drujba, deoarece avea nevoie pentru mâine. Și tatăl era destul de obosit, așa că tânărul a acceptat. Oh my god, cred că știu unde se duce povestea asta. În acea seară, totul avea să se schimbe. Când se îndreptau către pădure, o prietenă de-a lui Makima a sunat-o și aceasta a rămas în urmă. La primul copac pe care a încercat să-l taie tânărul, adică omul drujbă, mâna i s-a întors neașteptat din cauza puterii pe care o avea drujba și și-a tăiat capul în două, iar drujba a rămas acolo. Absolut sinistru, what? Fraților, bro, poftim? I-a alunecat mâna și și-a tăiat capul în două. Și drujba a rămas acolo. Ok, fraților, asta chiar e foarte, foarte ciudat. Absolut sinistru. Ok, bun. Păi și stai că ai zis că o să-mi zici de ce bântuie village-ul. Fraților, mi-a luat țeapă, băi. Are o pagină. Băi, am citit tot. Unde mi se zice de ce ăsta, cum zice, de ce bântuie village-ul. Ok. Nu le zice absolut nimica. Bă, atunci hai să mergem în sat, că a zis băiatul ăsta, parcă că după ce citesc asta să merg să vorbesc cu sătenii. Ok, numai bine, fraților. O să ne uităm prin sat să vedem dacă e ceva bun. Deci am înțeles că ăla a murit pentru că i-a rămas drujba în cap și ceva super, super ciudat. Bun, hai să vedem. Uite-l pe villagerul ăsta, dar uite acolo și un pumpkin, bro. Ok, domnule villager, sunt aici în legătură cu omul drujbă, omul cap de drujbă, care am înțeles că vă bântuie satul. Îmi puteți spune și mie mai multe detalii? Tinere, te văd curios, însă te avertizez, nu merită să încerci să rezolvi acest caz și sunt șanse foarte mari să mori, ok? Însă eu te voi ajuta cu tot ce știu. Motivul pentru care omul drujbă ne bântuie satul este mutarea fostei lui iubite aici. Oh, bro! Asta înseamnă că Makima e momentul de față aici? Sau cum o chema pe fata aia? Nu o chema Makima? Ia stai. Makima e aici, bro! Ok. Da, Makima s-a mutat aici și omul drujbă o urăște. Se spune că el crede și acum că Makima știa ce o să se întâmple și de aceea nu a venit cu el în pădure. Holy shit, știți, fraților, că Makima nu s-a dus cu el în pădure și de-aia a murit. Aha, și fantoma lui băiatul ăsta vrea să se răzbune pe ea sau care-i treaba? Urmează să apară omul drujbă foarte curând. Semnele sunt din ce în ce mai clare. What? Urmează să apară omul drujbă foarte curând. Semnele sunt din ce în ce mai clare. Ce semne, bro? Care sunt semnele mai exact? Băi, fraților, prea mult mister în videoclipul ăsta, man. Ei, vede, prea mult mister. Dar care poate să fie semnele, bro? Am văzut și acolo un video, o să mă duc și la el. A, uite unul aici, mai aproape. Fraților, care poate să fie semnele, bro? Bună ziua, domnule villager, vin și eu în legătură, am o rugăminte la dumneavoastră dacă mă puteți ajuta în legătură cu omul cap de drujbă. Am vorbit cu ceva concetățean al acestui sat și mi-a zis că semnele omului drujbă apar sau ceva de genul. Îmi puteți spune și mie care-i treaba? Omul drujbă nu apare când vrem noi și nici când vrea el. Apare doar când este momentul și se face ritualul. Bro, ce? Ei bine, pe parcursul la câteva luni, în sat, apar dovleci. Efectiv, ies din pământ. Da, am văzut dovleacul ăla. Dacă s-au strâns 10 dovleci, noi îi luăm, îi punem pe verticală în mijlocul satului și sus punem o găleată cu lavă. Dacă faci acest ritual, seara,
Omul drujbo o să apară. Vreo ce? Deci îmi zice că dacă există 10 dovleci în sat, noi putem să-i luăm, îi punem pe verticală, nu știu ce, și punem gălata cu lava și apare omul drujbă. Bro, asta mi se pare foarte fake, sincer. Adică nu cred că o să se întâmple chestia asta vreodată. Însă hai să vorbim și cu celălalt villager. De aici să vedem ce ne zice și el. Bro, nu este villagerul! Este Makima, man! Holy shit, bro! Este Makima! Salut, Makima! Am venit aici în legătură, vreau să analizez și eu puțin cazul fostului tău iubit, mai exact Chainsaw Man. Sunt foarte speriată, mi-am pregătit aici găleata cu lavă ca să vorbesc cu iubitul meu. Vreau să-l convin că nu e vina mea că el a murit. Cred că încă nu s-au strâns 10 dovleci în tot satul, nu cred că pot face ritualul. Hopa, hopa, ea are găleata cu lavă. Deci, fraților, îl putem invoca pe The Chainsaw Man dacă avem 10 dovleci. Oh, uite încă unul acolo. Mamă, face-o, ce zice, să mă bag eu să adun dovlecii? Ia stați două secunde, fiți atenți, fraților, că îl invocăm pe The Chainsaw Man. Deci trebuie să-l invocăm pe zi și după se face seară și na, seara apare el, am înțeles, ok. Păi hai să tăiem prostiile astea, let's go, baby. Le tăiem, le facem așa, bun, bun, bun. Și ce facem? Punem așa și ne facem un dăsta. Bun. Hai să mergem să luăm. Deci trebuie să fie... Uite că unul acolo, mamă, frate. Ok, deci cred că sunt 10. Fiți atenți, cred că sunt 10 pe bune. Hopa. Ok, un dovleac. Deci am nevoie de 10 dovleci în total. Holy shit, boy. Și dacă avem 10 dovleci, putem să facem ritual. Uite, uite încă unul. Băi, eu cred că sunt 10. Makima a zis că nu sunt 10. Însă eu cred că sunt 10, bro. Hai să vedem. Bă, poate e și în casă vreun dovleac? Pe aici ascuns? Ok, nu, niciunde. Ar trebui să mă uit și în case, bro, sincer vă zic. Să ne uităm și în case, poate... Poate, poate, știi ce zic? E și în case pe undeva. Ok, aici nu e nimic. Nici aici la fel. Uite-l pe ăsta aici, aici nu e nimic. Deci avem 4. Hai să luăm niște mâncare de asta. Deci mai avem nevoie, fraților, de încă 6, matematic vorbind. Bă, nu știu unde ar putea să fie ceilalți 6. Mamă, dacă mi-au mare țeapă și nu reușesc să-l invoc, nu știu ce fac, fraților. Ok. Nimic aici. Opa, uite unul aici. Deci avem 5, avem 5, ok. Poate și la villagerul ăsta în casă e vreunul? Opa, și la tine e unul, băi, 6, ok. 6. 6 în continuare. Ia, aici e ceva? 7 la Makima. Ok. Bun, fraților, momentan atâta. Aici nimica, ia, în spate e ceva? O, în spate, mamă, ce am gândit-o pe asta. 8. Așa. Păi și mai avem, numai clădirea asta o mai avem, fraților. Bănuiesc că aici ar trebui să fie, nu? Da, eram sigur. 9. Băi, fraților, am mers efectiv în tot village-ul. Mai avem nevoie numai de unul. Bro, trebuie să apară acel un dovleac. Dar unde poate să fie, bro? Pe bune. Unde, doamne, iată, mă, poate să fie dovleacul ăla, gen, pe bune? Ok. Shit, man. Let's go. Fucking 10 pumpkini. Ok. Deci, practic, putem să facem ritualul. Hai să vedem care-i treaba. Hai să vedem care e treaba, fraților. Deci fiți atenți. Deci, băi, fiți atenți. Deci dacă facem ritualul, noi nici măcar ăla nu cred că o să încerce să ne omoare, că el are treabă cu Makima. Hai să vedem unde e mijlocul satului. Uite, cred că aici e mijlocul satului, nu? Undeva pe aici, da. Bun, aici, hai să vedem. Deci, am nevoie de 10 pumpkin în sus și lavă. Ok, bun. Dar stați prima dată, fiți atenți să mai iau niște lemn ca să pot să plec de acolo. Știi ce zic? Gen, dacă îmi dau... Dacă pun lava... Ok, stai, hai să nu tai din casa omului acestuia. Și să merg pe aici, fraților. Deci fiți atenți, luăm lemnul ăsta. Facem ritualul. După ne băgăm în casă și vedem ce se întâmplă. Let's go. Hai să vedem. Hai să vedem. Punem ăsta așa. Bun, hai că 12 blocuri de-astea sunt de ajuns. Hai să facem ritualul, fraților. Ritualul omului Chainsaw. Let's go, baby. Hai să vedem. Hamă, hai. Let's go. Aici am zis, da? Bun, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Așa, și acum punem așa, nu chiar așa. Ok, stați. Stați că am făcut niște calcule greșite. Uite, punem așa, bun, așa, adică, perfect. Așa, bun. Și acum, fraților, punem găleata cu lavă. Nice. Ok. Bun, a rămas și prostia aia acolo, dar nu, vreau să o dau jos. Ok, fraților, oficial am făcut ce mi s-a cerut, nu? Bun. Bun, deci am făcut ritualul. Am făcut chestia asta. Acum, boys, hai să intrăm în casă. O să mă duc în casa lui Makima și o să aștept să vină seara, să vedem dacă apare ceva. Băi și fete, s-a făcut seara și atmosfera este foarte, foarte ciudată. Efectiv, s-a făcut seara și nu s-a auzit nimica, nu am văzut absolut nimica. După cum puteți vedea, villagerii sunt încă afară la locul lor, adică nimeni nu este atacat. Însă, din câte am înțeles, nu sunt chiar 100% sigur, fraților, însă acest The Chainsaw Man o să o atace doar pe Makima. Și Makima s-a băgat aici în casă. Makima, ți-e frică? Am făcut ritualul, dar după cum poți vedea, nu vine nimeni la tine acasă sau ceva de genul. Nu o să ies afară, îl simt. Bro, Makima crede că ăsta e aici, amen. Băi, asta e. Ok, fraților, să mă duc să văd care-i treaba, gen. Să mă duc să văd. Mi-e și frică. Bro! Bro, uitați-l acolo, nu cred. Mamă, nu atacă villagerii. Ah, deci o atacă numai pe ea, ok. Mamă, vine către noi! Vine către noi! Makima, ai grijă! Makima, vine către noi! Mamă! Makima! Aoleu, nu! Rip Makima! Nu, te-ai dus, Makima! Ai fost, te-ai dus, Makima! Ce să fac? Doamne, nu! Ce-i faci la Makima, fraților? Ce-i faci la Makima? Aoleu! Nu-i face nimica! Bro, vine după mine! Oh my god, fraților, uitați-vă, este omul cu cap de drujbă care vine după mine. Mamă, deci ăsta dacă îmi dă un hit, efectiv sunt mort. Trebuie neapărat să plec de aici, fraților. Omul cu cap de drujbă este un mit 100% adevărat. Harta asta a funcționat și totul este foarte, foarte creepy. Sper să nu mă prindă, deoarece o să mă facă franjuri.